Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Eugen Teodorovici, fost ministru al finanțelor. Bună ziua, domnule Teodorovici, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. PSD a anunțat că se pregătește să depună o moțiune de cenzură după ce guvernul Ludovic Orban, ne amintim că ieri și-a asumat răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Pe voturile cui se bazează Partidul Social Democrat? Câte voturi există la acest moment? Are șanse să treacă această moțiune? Spunea cineva foarte bine, dacă PSD își dorește un lucru, poate să-l și realizeze. Încă? Poate? Întotdeauna eu am crezut în acest lucru și mai ales, să spunem așa, contracandidații noștri sau ceilalți în alte partide au știut acest lucru și au simțit de foarte multe ori pe pielea lor această forță a Partidului Social Democrat. Acum, vis-a-vis de număr de voturi, sau să spunem, să începem mai întâi cu faptul că Partidul Social Democrat trebuie să uzeze de acest instrument democratic, această moțiune. Dar eu spun că ar fi fost de foarte multe motive până astăzi de a depune o astfel de moțiune de cenzură și aici mă refer strict la activitatea guvernului de până astăzi. Cu toate că a trecut foarte puțin timp, acțiunile guvernului sunt, să spunem așa, chiar mai proaste, mult mai proaste decât și mai rele pentru a noastră țară decât cele din 96-2000 ale guvernului de atunci. E o acuzație gravă. Este gravă, probabil că o să și deranjez mulți dintre colegii mei care au fost prin guvern pe la acea vreme, dar dacă ar fi să comparăm ce a făcut fiecare guvern în parte după Revoluție până în prezent, vă spun cu siguranță și într-un timp foarte, foarte scurt, culme, acest guvern se va fi pe primul loc. Dincolo de asta, număr de voturi. Bun, voturile din Partidul Social Democrat, probabil din Pro-România și UDMR, desigur, deci undeva acolo la limită. Se va juca destul de strâns. Dumneavoastră veți vota la moțiunea de... Pot să vă spun sigur că eu nu am semnat moțiunea aceasta. De ce nu ați semnat-o? Pentru că încă nu mi-este foarte clar, să spunem așa, avantajul depunerii acestei moțiuni astăzi, mai ales invocând această lege pentru schimbarea regulilor în timpul jocului. Pentru partea electorală. Mai ales că știm cu toții, că suntem cu toții convinși că cei de la Curtea Constituțională, dacă noi am sesizat pe acest subiect, ar da clar un verdict în favoarea noastră. Atunci mi-aș dori foarte mult să văd pe domnul Orban cum își semnează singur demisia, pentru ca lumea să vadă foarte clar că nu este cu nimic mai bun, să spunem, decât cei din Partidul Social Democrat, din acest punct de vedere. Pentru că lumea va vedea atunci un joc politic simplu și meschin mai ales, pentru că se simte și se vede clar că un singur obiectiv acest guvern urmărește și acela de a face alegeri anticipate. De ce? Pentru a scăpa de anumite obligații față de români, de la pensii, salarii, alocații și multe altele, și măsuri economice, desigur, pentru a nu mai fi aplicate în a doua parte a anului. Deci dacă se fac anticipate, atunci, clar, nimeni nu mai poate, să spunem, sancționa la vot pe cei de la Partidul Național Liberal până în 2024. Dar prin moțiune de cenzură, practic se deschide calea alegerilor practic, anticipate. Practic grăbești PSD grăbește asta... ceea ce nu-și dorește, din ce am înțeles. Și eu am același sentiment și de asta nu mi-e foarte clar. Repet, nu am semnat moțiunea, dar până la vot o să văd exact, probabil că o să și discut cu cei din conducerea, între ghilimele, până acum, din conducerea partidului. PSD? De eu personal. De ce între ghilimele conducerea PSD? Știți convingerea mea și nu numai convingerea mea. Prevederile statutului de astăzi ale Partidului Social Democrat spun foarte clar că actuala sau conducerea partidului este atât să fie alta, nu cea care este astăzi. Mai exact. Lămuriți-ne puțin. Că eu știu că în viață e bine și trebuie să respecti o regulă odată stabilită. Fie că este ea chiar și un statut al unui partid, sau poate mai ales că este un statut, pentru că de acolo pleci și vrei să convingi întreaga populație că tu vei respecta legile țării și atunci orice prevedere din statutul nostru ca Partid Social Democrat trebuie să fie respectată. Acolo spune foarte clar în statut că doar Congresul și numai Congresul este cel care numește și revocă din funcție conducerea partidului. Deci, să înțeleg că dumneavoastră ați fi acum președintele partidului după demisia doamnei Viorica Dăncilă, că am înțeles că doamna Viorica Dăncilă și-a dat o demisie înscris. Da, înscris. Așa este. Potrivit statutului, dumneavoastră ați prelua conducerea partidului? Așa spune statutul aprobat de Congres.
nu spun eu, spune acest statut pe care toți membrii Congresului l-au votat. Păi de ce nu este respectat? Că acum știm că președintele interimar este domnul Marcel Ciolacu, nu? Sunt multe întrebări la care sigur nu vom avea un răspuns. Dumneavoastră ați pus aceste întrebări în partid? Am avut o discuție chiar la acel cex din decembrie, dacă nu mă înșel. Inclusiv când am propus... și-a dat demisia doamna Dăncilă, nu? Exact, sau... exact. Da, în acel cex, acolo am discutat foarte clar și există dovezi în acest sens că inclusiv propunerea făcută de mine la acea vreme, să respectăm statutul, rămâne conducerea respectivă interimară cu doamna președinte Dăncilă sau cu mine președinte interimar, nicio fel de problemă, clar și cu angajamentul că nu vom candida la Congres în acea condiție sau în acele condiții. Pentru că nu cred că este corect ca cineva care asigură interimar conducerea partidului să se înscrie la, în această competiție, nefiind corect principial și moral, poate, față de ceilalți posibili contracandidați. Eu așa cred că este corect în orice situație, nu doar în situația noastră ca și partid, în orice situație. Deci domnul Ciolacu ar trebui să se mai gândească dacă e să candideze sau nu pentru președinția partidului. Domnul Ciolacu are foarte multe motive pentru care să se gândească dacă va candida la această, în această competiție. Foarte multe. Puteți da câteva motive? Nu știe dânsul, un caiet nu ajunge să scrie motivele. Dar în aceste condiții, dumneavoastră veți candida la Congresul, la vreo funcție la Congresul PSD, care până la urmă nu știm, va fi la sfârșitul februarie, va fi la începutul martie, asta e o altă discuție. Da, asta e o altă discuție. Vedeți, eu dacă aș fi în această situație, cred că aș înțelege foarte clar ce vor oamenii din partea noastră, mai ales membrii PSD. Când vrei să te erigezi, să spunem, că liderii de fapt ei se nasc. Nu știu dacă poți să devii lider pe parcursul vieții. Te naști cu această calitate, cred eu. O ajustezi, să zic așa, o definești pe timpul vieții, cariera profesională și nu numai. Deci, spui foarte clar ce vrei. Congresul trebuie să fie în ziua D, la ora D. Îmi asum sau nu mi-asum această candidatură? Oamenii trebuie să știe foarte clar. Deci, de-aia am spus, când vrei să te erigezi în funcția de președinte, sau în viitoare fiind în funcție de președinte al partidului, ăsta cred că e motivul pentru care, repet, Congresul nu se stabilește ca și dată. Probabil că este temeri vis-a-vis de moțiune și doresc ca moțiunea să fie un act politic, să spunem, nu intern PSD-ului. Să fie o discuție sau un subiect sau un motiv pentru care se depune moțiunea și se votează moțiunea extern PSD-ului. Deci pentru ceea ce face actualul guvern, inclusiv în zona de campanie electorală, inclusiv sau mai ales în zona de, să zic așa, guvernanță a țării. Deci până la urmă o să candidați la vreo funcție la Congres? Nu știu, asta e o discuție pe care o să o am și cu cei care eventual doresc să candideze. O să vedem exact dacă sau nu o să merg către instanță cu această, am spus, încercare de a clarifica cine are dreptate și poate ar fi bine, mie plac, știți, foarte mult lucruri foarte tranșant discutate și mai ales puse în zona publică. Adică, dacă eu aș merge în instanță și aș câștiga eu, cred că toți cei care au votat în CEX pentru această schimbare contra statutului ar trebui să plece din partid. Dacă ei vor câștiga în partid, sau de fapt eu pierd în instanță, atunci plec eu din partid. Așa ar fi corect să fie, pentru că oamenii să fie siguri că cei care îi reprezintă respectă deciziile asumate. Tot ce s-a asumat trebuie să fie respectat. Este obligatoriu ca să poți după aceea să-ți convingi nu numai membrii PSD, ci și românii care nu sunt, să spunem așa, simpatizați PSD. Poate oamenii se vor regăsi în PSD. Dar când ei văd că principalul element, Biblia partidului, cum este acest statut, nu se respectă, cum să ai încredere că mai departe ei vor respecta ceea ce promit. Acum arată PSD acum, după plecarea Vioricăi Dăncilă, versus cum arăta PSD înainte, cu Viorica Dăncilă în fruntea partidului. Este la fel. S-a produs vreo schimbare? Noi am văzut că au apărut niște lideri. Uite, de exemplu, domnul Sorin Grindeanu, care a apărut în peisaj. A apărut domnul Mihai Tudose. Dânsul nu este membru al PSD, al Partidului Social Democrat. Nu este, dar aparent s-a și comportat. Da, este ca fiind fost membru, un este fostul prim-ministru din partea Partidului Social Democrat. Este o persoană tânără care poate, să spunem așa, să asigure, cum am spus și eu de foarte multe ori, acea parte de reformă de care Partidul Social Democrat are nevoie și mai mult. Am spus-o mereu, în acest hulit, mult hulit cex al partidului,
trebuie să facă parte persoane care să înțeleagă că acolo nu se decide soarta partidului, nu se decide soarta țării. E mai mult, mai cale lungă până la acel moment la care acea formulă de conducere a partidului să cuprindă astfel de persoane cu experiență profesională, să spunem așa, clară, să nu mai acceptăm fel de fel de persoane care nici măcar studiile de bază nu și le-au definitivat, fără să aibă o experiență profesională, repet, demonstrată și mai ales cu bune rezultate, pentru că nu decidem pentru partida acolo. E important să înțelegem acolo că acolo se decide și se discută și se decide soarta țării, pentru că suntem totuși cel mai mare partid din România. Nu mă refer acum la ce se întâmplă astăzi, pentru că aici este o situație de conjunctură în care Partidul Național Liberal, aflându-se oarecum pe val, se află la un scor mai mare în România. Deci ar trebui să existe o reformă la nivelul CEX-ului? Știți cum și cuvântul reformă s-a perimat oarecum. O schimbare, o resetare, o schimbare, să spunem, în acest sens. Dar trebuie să fie totul bazat pe principii corecte și pe oameni cu caracter. Pentru că altfel nu poți ai siguranța că lucrurile se vor schimba. Se schimbă puțin la suprafață, dar interior rămâne totul la fel. Ceea ce eu nu agrez și nu pot să mă uit în ochii, repet, în ochii românilor, nu neapărat în ochii PSD-știlor. Și să spun, domnule, da, într-adevăr, Partidul Social Democrat este pe drumul cel bun. Este oarecum aceeași situație astăzi, ca în momentele în care Viorica Dăncilă era președintele partidului. Și să nu uităm, văd acum tot felul de lideri care încep să se detașeze, să se distanțeze, fie de Viorica Dăncilă, fie de Liviu Dragnea. Nu, hai să luăm altă regulă de bază în partid. Exact ca și aceea cu legea lustrației. Cine a fost eventual informator, să spunem că este un proiect pe care vreau să-l depun în Parlament. Cine a fost informator să nu mai aibă acces la niciun fel de funcție publică. La fel și la partid. Cine a făcut parte, poate, din CEX-ul condus de Liviu Dragnea, nu mai are voie să intre niciun fel de structură de conducere a partidului. Pentru că acei oameni l-au inventat pe Liviu Dragnea, acei oameni l-au îndemnat pe Dragnea să facă Am văzut că e un obicei la PSD, de fiecare dată omorâm liderul. Eu n-am fost membru într-un CEX condus de Liviu Dragnea. Am fost invitat de vreo două ori ca fiind ministru de finanțe să explic anumite subiecte, dar nici măcar nu puteam să iau cuvântul dacă ridicam, să spunem, mâna, pentru că lumea se teme de mine, fiind, un fel de rebel și tot timpul spun lucrurile care deranjează. Poate asta, repet, ar fi un pas de plecare. Cei care au făcut parte din CEX-ul partidului condus de Liviu Dragnea ar trebui să facă un pas în spate. Pentru că altfel, repet, eu nu pot să înțeleg de ce cu toții votau în unanimitate orice fel de decizie pe care Liviu Dragnea o propunea direct sau indirect și acum cu toții se distanțează, spun că ce rău a fost, ce mult trebuie schimbat partidul. Eu cum pot să cred ca membru simplu al partidului că aceștia vor fi oamenii care vor reforma PSD-ul. Și că tot ați amintit de CEX-ul în care practic s-a schimbat conducerea. Și îmi cer scuze, da. Pe Viorica Dăncilă, să știți că propunerea ca dânsa să fie prezențiabilul din partea Partidului Social Democrat a făcut-o Marcel Ciolacu. Asta este interesant, mai ales în ideea. A fost primul care a luat cuvântul în CEX, chiar a avut dorința de a fi primul care să vorbească și care a spus că în Partidul Social Democrat cutuma spune foarte clar că președintele partidului trebuie să fie prezențiabil. Și a și votat în aceeași direcție. Și atunci, unde este vina Viorica Dăncilă că a fost acest candidat, dacă întregul CEX, cu două excepții, voturi împotrivă, a fost desemnată și votată pentru această funcție? Atunci vă întreb că există ipoteza aceasta și am întrebat-o și doamna fost premieră Viorica Dăncilă, prezentă săptămâna trecută alături de noi, dacă nu cumva a fost o strategie pusă la cale, tocmai pentru a scăpa de vechea conducere, de conducerea PSD-ului și de Viorica Dăncilă implicit. Atunci, dacă asta... Credeți în acest scenariu? Posibil orice, este posibil orice, pentru că, repet, este mai grav. Și aici, poate și la nivelul președintelui țării s-a întâmplat acest lucru, să încalci un act normativ, un statut, o lege, mai ales Constituția, în spiritul ei și nu litera ei. În litera ei este foarte clar, dar când încalci spiritul unui act de acest tip, este mult mai grav. Cu alte cuvinte, să știi că persoana respectivă este propusă pentru o funcție, ea fi nepotrivită și tu să faci numirea acelei persoane în acea funcție, mă refer și la premier aici, de către președinte, dar și la CEX, când au desemnat anumite persoane, în anumite funcții, de la miniștri,
Nu uitați că ne-am schimbat, cred că vreo 90 de miniștri. Da? De ce acest lucru? Cine a votat în CEX? Nu actuala echipă? De ce să mai am încredere că ei vor merge mai departe cu dorința de a schimba în bine acest partid? Deci am putea înțelege din asta că domnul Maricel Ciolacu a fost cel care a pus la cale schimbarea și înlăturarea doamnei Dăncilă. Nu știu, asta nu pot să spun. Fiind inițiator acestei decizii. Repet, nu pot să spun acest lucru. Dânsul a făcut propunerea, a votat în consecință, dar nu pot să bag mâna în foc că dânsul a fost parte sau a fost cel care a propus un astfel de plan, doamne ferește. Dar un astfel de plan e posibil să fie existat. Îmi amintesc că la CEX-ul în care doamna Dăncilă și-a dat demisia și domnul Marcel Ciolacu a preluat interimatul partidului, că ați avut un schimb de replici destul de acid cu domnul Mihai Fifor atunci, la acea vreme. Ați avut o reacție total surprinzătoare. Ce v-a determinat atunci? Ce v-a deranjat? Eu în CEX am spus clar, nu mi-am dat demisia și am spus-o clar că nu e corect față de cei care au votat în Congres să facă acest lucru. Dacă era CEX-ul cel care m-a votat pentru funcția de președinte executiv, nu avem niciun fel de problemă să cedeți. Și nu mi-a plăcut modul în care cei de lângă mine, respectiv Mihai Fifor și doamna Viorica Dăncilă, au renunțat la aceste funcții. Au renunțat prea repede? Sau? Nu trebuia să renunțe deloc. Păi, vreau să mă întreb atunci... retoric, desigur. Dacă doamna președinte Dăncilă ajungea președintele României, dacă dânsa a cedat în fața CEX-ului, cum să cred eu în cea ca român că dânsa m-ar fi reprezentat pe mine foarte bine ca președinte, acolo unde la masa de discuții, unde discuți cu cancelari, președinți de state puternice, care știu să joace arta negocierii foarte bine, uneori și la șantaj, cum să cred eu că dânsa m-ar fi reprezentat pe mine foarte bine la acel nivel dacă s-a renunțat foarte repede în fața unui CEX, spuneam ce fel de CEX, la funcția cea mai înaltă în partid. Deci aici a fost, repet, nemulțumirea mea și în fața de domnul Mihai Fifor. Nu vreau să mai deschid acum această discuție. Da, cu domnul Mihai Fifor chiar ați avut o supărare mare. Pentru că țin foarte mult la cuvintele au fost lucru. Grele la acea vreme, mi-amintesc. Nu cred că sunt foarte grele. Înseamnă că nu mă cunoșteți foarte bine. Șobolanule, sau cum i-ați spus? Nu, eu asta vreau să și am spus-o și în Parlament, când lumea s-a, oarecum s-a iritat. Dar neîncercând să vadă ce am vrut să spun, cu adevărat. Marea problemă a României sau principala problemă a României este că în lumea politică nu există oameni cu caracter sau sunt foarte puțini, cu principii puternice și cu caracter. Asta este una dintre marile noastre probleme în România. Pentru că, uitați-vă, primesc un vot, să spunem, din partea românilor, unii dintre politicieni, după care îi tranzacționează acest vot în interesul personal. Ei, nu poți să faci acest lucru. Da? Deci asta, din punctul meu de vedere, este o mare problemă. Și atunci când pleci la drum cu o echipă, trebuie să știi că ai dat odată, ți-ai asumat o echipă, mergi cu ea mai departe, indiferent de consecințe. Nu te gândești la tine. Ca și este corect. Repet, românii vor să aibă un lider în fața lor, care să-i reprezinte, de care să fie siguri că îi reprezintă în orice fel de moment, că ar fi acel lider dispus să lase, să renunțe la ceea ce înseamnă el pentru fiecare dintre români. Eu cred că asta vor românii. E, când se va naște un astfel de lider, el s-a născut, cu siguranță. Dar când va ajunge să-și facă loc precum ghiocelul în zăpadă în față, atunci și românii vor înțelege și vor urma categorii, indiferent ce spune un partid sau altul. Am o mare curiozitate că mereu se afirma faptul că Darius Vâlcov este eminența cenușie a PSD și un om cheie în guvernarea Viorica Dăncilă. Cu ce se ocupa practic Darius Vâlcov? Da. Care erau atribuțiile lui? E bine că ați ridicat și o astfel de întrebare și mi-aș dori foarte mult vreme. Să... Adică cei care mă cunosc știu clar că ce se spunea că Darius impunea. Mie nu mi se poate impune ceva. E foarte greu să-mi impui, dacă nu e chiar imposibil, să-mi impui orice fel de lucru. Asta mi-e firea și probabil că de asta nu sunt și foarte, așa, foarte plăcut. Darius avea rolul acela de consilier al primului ministru pe probleme economice. Eu am discutat cu Darius Vâlcov de foarte multe ori. Am colaborat și în trecut, în 2014, dacă nu mi-aduc aminte bine, când era la Ministerul de Finanțe, el și eu eram la Ministerul Fondurilor Europene, chiar foarte bine. E un om care găsește soluții la foarte multe probleme. Ne-am completat, să spunem, reciproc când aveam o anumită discuție despre anumite subiecte. În rest, cam atât. Nu avea o influență în ceea ce înseamnă Ministerul de Finanțe. Absolut deloc. De ce îi se spunea eminența cenușii a PSD-ului? De unde... Știți cum Partidul Social Democrat este plin de eminență cenușii.
Da, sunt mai multe? Tu ești de una. Inflație, cred. Da. Ce aveți de gând să faceți de acum încolo, viitorul PSD? Deci nu știți dacă o să candidați la congres, dacă vreți o funcție în partid sau nu. Ce vă propuneți atunci în PSD pentru următoarea perioadă? Mi-aș dori foarte mult să, totuși, acest mare partid și totuși, până una alta, rămâne singur partid românesc și m-am convins și în anii trecuți, mă convinc cu atât mai mult astăzi, când guvernul Orban face ceea ce face, adică practic aplică măsuri clare împotriva capitalului românesc, sau hai să spun indirect împotriva capitalului românesc, favorizând foarte mult capitalul străin. Și dacă doriți, o să discutăm și pe această temă, ori acum, ori într-o altă așa emisiune. Dar mi-aș dori foarte mult, cum spuneam, ca Partidul Social Democrat să fie un partid deschis, care să lase loc de discuții, dialog, dezbateri, chiar și de multe ori, să spunem așa, contra idei de centru, de centru stânga, de centru dreapta. Asta am și spus-o și în partid. Sunt mulți oameni care nu se regăsesc într-un partid sau altul. Nu ne putem duce către stânga radical, pentru că nu este corect. Eu nu mai cred într-o zonă de stânga sau de dreapta. Este o idee bună, o soluție bună pentru țară, înseamnă că ea trebuie să fie adoptată, indiferent de ce zonă această idee vine. Asta este felul meu de a face politică, pentru că totuși la bază sunt oarecum tehnocrat, să spunem. Și de asta poate nu accept să încalc vreo prevedere legală, statut sau alte astfel de acte. Și primează, cum spuneam înainte, ceea ce facem bine pentru economie. Spuneam și lui Ludovic Orban și lui Florin Câțu, ori de câte ori, dacă doresc să discute cu mine despre orice fel de măsură economică sau de orice altă natură, o fac cu mare drag, susțin chiar o astfel de măsură, dacă ea este corectă pentru economia românească, indiferent dacă ai mei colegi se vor supăra sau nu. Pentru că așa este corect să facem. Vorbeam despre un pact politic care ar fi obligatoriu să fie semnat, agreat de partea politică, gen Snagov, strategia de la Snagov, când toate partidele și-au dat mâna pentru obiectivele de interes național, cu aderarea României la Uniunea Europeană. Deci un astfel de pact politic pe reforme structurale ar fi obligatoriu de agreat de toate partidele, care se cuprinde pe principalele domenii, educație, sănătate, fiscal-bugetar și nu numai, infrastructură și nu numai, câteva măsuri, nu foarte multe, dar pe care orice guvern ar fi la un moment dat sau altul să fie sigur că le poate aplica, fără frica sau teama că cei din opoziție vor ataca pe acea zonă. Este foarte important. Pentru că, vedeți, noi acum ne luptăm. Vine Orban cu vreo propunere, PSD-ul vine și, chiar dacă ideea, să spunem, ar fi bună, din nu poate să o publice, susțină, pentru exact, că este PSD. Uitați alocațiile. Și viceversa. Pentru copii. Exact. Am spus foarte clar la alocații pentru copii. Nu trebuie dublate în acest fel. Trebuie dublate, dar nu așa cum s-a făcut acum. Pentru că hai să ne gândim un pic altfel, poate cu o tentă liberală pentru această măsură. Dublăm alocațiile pentru copii, dar cum? Aplicând deductibilități părinților care lucrează, la ce trebuie să dea ei către stat, adică acele contribuții. Eu stat oricum am acest impact negativ pe buget, da? Dar îl fac în acest fel, pentru a stimula părinții să lucreze și să nu se aștepte alocația copilului acasă ca să facă orice altceva cu el, nu ceea ce și trebuie. Și în felul acesta, practic, trimis foarte mulți părinți, care astăzi nu lucrează, trăind din alocația copiilor, îi trimis să muncească. Și din ceea ce muncesc, ne dăm la stat contribuțiile și obțin eventual diferența aceea până la dublu alocației de astăzi. Deci ați venit cu propunerea în partid? Da, am zis tot în partid. Și de ce nu... Am vorbit-o chiar și cu cei din... Am spus-o și public. Dar, repet, asta este logica într-o țară normală, cum vrem să fie. Lăsăm la o parte interesul politic. Una, două, trei, 10 măsuri pe care cu toții să le agrem și să le aplicăm. Pentru că guvernele se schimbă. Poate peste una, două, trei vine Partidul Social Democrat la guvernare. Păi ce faci cu costul de 7 miliarde și ceva cât costă alocațiile astăzi? Nu-i bine să stimulezi munca, să scazi oarecum, asta e obligatoriu, taxarea muncii și nu numai. Și multe, sunt multe, foarte multe altele. Bun, asta e o abordare... Poate fi utopie să crezi că o astfel de abordare în România poate fi posibilă, dar totuși eu sper.
că ăsta va fi Partidul Social Democrat. Și dacă va fi așa, va câștiga alegerile și va sta mult, mult timp la guvernare. Știți ce? Avem o curiozitate și vreau să vă întreb. V-ați gândit în seara aceea, după ce PSD a pierdut alegerile prezidențiale, cexul acela foarte tulburat, v-ați gândit să vă dați demisia din PSD? Vreodată? Nu, dar nu, în general sunt genul de om care nu fuge când e mai greu. Din contră, sunt genul de om care nu știe să se bucure la succes. Că sunt om de administrație. Și am bifat un lucru, l-am făcut bine, merg mai departe la următorul. Ăsta este stilul meu. Dar de a pleca, de a fugi într-o situație în care partidul este, să spunem, într-o situație neplăcută, nu niciodată, din contră. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre că tot ați zis de colaborare. Deci ați putea colabora cu domnul Florin Cățu, actualul ministru? Cu orice persoană pusă într-o funcție publică și care ia decizii pentru țară. Oricine. Domnul Cățu a spus ieri pe un site de știri că ați prezentat în guvernul Dăncilă, la partea de acte confidențiale, un document care, citez, arăta clar că e o creștere a pensiilor așa cum permite legea, că o creștere a pensiilor așa cum permite legea înseamnă o depășire a deficitului bugetar de 3%. Este adevărat? A existat un astfel de document? Un document a existat în guvern, dar domnul Cățu mai bine prezintă public acel document, face solicitarea către primul ministru și poate să prezinte, adică practic făcând un document confidențial, făcându-l public. Și bine ar fi să-l prezinte în mod public, pentru că acolo o să vadă, din câte mi-aduc aminte, propunerea mea ca ministru de finanțe în acea ședință de guvern, în care vorbeam despre impactul legii pensiilor și spuneam că se poate aplica culoarea următoarelor măsuri și le indicam pe, în marea lor parte în acel document, pentru că trebuie să fim cu toții convinși că, bun, asta este o cheltuială. Legea nu se poate aplica pur și simplu dacă nu vii cu un mix de politici economice. Adică tu trebuie să te preocupi de ce? Scăderea cheltuielor din zonele în care nu se justifică acele cheltuieli, dar să vii și cu idei, propune soluții, măsuri pentru ca economic România să crească. Dacă tu vii zilnic și spui, când lumea, presa te întreabă cu da sau nu, vei crește punctul de pensie de 1 septembrie, tu trebuie să spui ca ministru de finanțe, sigur da. Chiar dacă poate nu atunci, vezi că lucrurile nu sunt foarte clare, tu asta trebuie să faci, să aduci venitul la bugetul de stat. Văd că nu vine cu niciun fel de, domnul Cățu, cu niciun fel de propunere clară, cu vreo măsură nouă, nici măcar cu vreo una dintre cele pe care dânsul le-a promis. În schimb, se împrumută, am văzut. Se împrumută. Să știți că asta și cu împrumuturile. Iar e o discuție, un subiect care s-a dus în derizoriu, din păcate. Toate țările se împrumută. Toți miști de finanțe se împrumută. Mai ales țările care au deficit, desigur. Important este la ce costuri o faci, la ce momente ieși în piață, pentru ce faci acele împrumuturi. Este foarte important. Deci, vedeți, e un subiect care nu este foarte bine cunoscut de opinia publică. Lumea înțelege că dacă se împrumută statul român, poate să plătim, cu siguranță plătim, dar trebuie să vezi exact dacă ceea ce împrumuți ca sumă de bani, unde îi duci, dacă ei într-adevăr vor avea plus valoare. Pentru că tu pe total să câștigi ca și stat. Dar nu poți să ceri României să nu se împrumute deloc. Eu am spus, am emis o idee foarte îndrăzneață, că în aproximativ 2 ani de zile România poate să ajungă la deficit zero. Dar trebuie să facă ce spuneam puțin mai devreme, pe de o parte să reducă din cheltuielile din zona publică în special, unde sunt foarte mari sume de bani cheltuite nejustificat, și pe de altă parte să aducă venituri cât mai mari la bugetul de stat. Uitați-vă, vedeam un minus între ce pe stat domnul Cățu în slide-urile de la conferința de presă. 1,3 miliarde de lei dividende de la companiile de stat. Aș vrea să prezinte public, domnul Cățu, ce se întâmplă cu acele dividende. Câte dintre ele sunt în conturi bancare, la termen depuse, sumele. Eu sunt statul, eu sunt patronul companiei. Banii sunt ai statului. Tu îi ții în conturi ca să faci dobânzi tu ca și companie? Nu. Mi dai mie ca stat, eu îi folosesc, nu mă după un deficit foarte mare ca să vadă piețele că nu am finanțare și să vină implicit cu costuri mari atunci când vreau să mă împrumut și îți dai eu ție companie înapoi când tu ai nevoie de bani pentru investiții. Deci nu iau de la investiții, dar nu să-i ții tu ca și companie într-o bancă, culmea, și bani străine. Adică, există vreun interes? Sincer, mie să cred că este vreun interes din partea vreunui oficial din România. Că este el parlamentar, ministru. Nu vreau să cred că este cineva în țara asta care, jurând o dată pe Biblie și pe Constituție,
să facă altfel decât interesul național. Nu vreau să cred. Dar, din păcate, aceste acțiuni corelate între ele și, uitați-vă și cu cecul, de ce să facă vânzarea cecului sau parte din cec? Când eu l-am capitalizat, ideea este să crească statul în piața bancară cum au alte state. Uitați-vă, Polonia are 53% cota statului în piață, Ungaria 33%. România, prin cele două operațiuni făcute de mine anul trecut, cecul, capitalizare și cumpărarea băncii românești de către Exim Bank, au dus statul român undeva la un 13%. Păi tocmai dacă vii și vinzi din el, nu-mi scazi mie puterea statului în zona bancară? Dar cum se descurcă pe ansamblu, domnul ministru Cățu? Ce părere mai aveți despre el? Nu este, pe nu este cele trecute finanță. Le știm. Nu are. Nu, nu este ministru de finanță. Au rămas aceleași păreri? Nu este ministru de finanță. Acum, din păcate, avem și dovada. Până să intre la guvernare, putem să ne uităm la ce spune, la felul în care gândește, că n-ar ce să caute un astfel de post. Nu uitați că dânsul este singurul ministru din istoria României post-decembriste, care n-a primit aviz la Comisia de Validare. Are o moțiune simplă trecută prin Senat la adresa domniei sale. Este caz unic. Cu toate acestea, văd că Ludovic Orban îl ține mai departe în funcție. Eu n-am problemă. Politic face bine, să spunem, adversarilor politici, prin ceea ce dânsul face și spune zi de zi. Dar, din păcate, economia României are de tras. Uitați-vă cum se mișcă acum piețele. Dacă în primăvară vom primi rating negativ de țară, ce facem? Cum justificăm acest lucru? Toate firmele din România se vor împrumuta mai scump și multe, multe alte efecte secundare. Așa că bine ar fi să găsească pentru țară, nu pentru și pentru PNL. Un alt ministru de finanțe cât mai curând. Domnule Teodorovici, va trebui să închidem aici acest interviu, dar vă așteptăm cu mare drag cu mare și data viitoare alături de noi. Vă mulțumim. Mulțumesc.